Salut! Eu sunt Robert și astăzi m-am gândit să vă iau cu mine la sală. Mă rog, m-am gândit să fac tatuajul meu cel nou. Ați vine pe piele. Așa, și astăzi vă stăm alături de mine pe un foarte bun prieten de la sală, care nu mai intră, i-am zis intră, a făcut simați! Da, salut Matei! Salut! El e Matei, eu sunt Matei, hai să prezint el, el e Matei, dați-i panou, dați-i sub pe panou. Cred că deja o să mă aveți pe ecran, sper că mă pui și pe mine sau în descriere undeva, măcar să-ți dea și follow pe Instagram. Să-ți dea, ăștia, auzi, să-ți dea, pa! Să-mi dea și follow și subscribe. Ăștia care sunt hater, care se uită la mine fără să-mi dea subscribe, sunt oamenii care m-au apreciat și îmi dă subscribe în toate, care iubesc, adică. Am zis că care îmi dă, se uită la mine acolo, știi? Aaaa, ia zi, facem... Ne antrenăm și noi sau? Piept? Facem un antrenament de piept, da? Piept, da. Eu o să fac piept cu triceps și un pic de umăr, dar facem tot. Eu fac astăzi piept, spate, picioare, umăr, trapez, creier, ochi. Glumesc, fac și eu doar piept. Maxilar, mai ales maxilar, așa lucrăm acum. Și dinți ăștia care mă jură, fac dinți. Să vezi ceva la sala asta, cu dinți. Una aia, frânghia în gură și... Hai, ok, da? Le arăs ceva din antrenamentul nostru sau? Acum, deci mergem să arătăm. Arătăm cu ceva din antrenamentul nostru și revenim din sală cu update. Update! Hai! Așadar, am început antrenamentul. De fapt, acum începe. Este prima serie, primul exercițiu. La piept, cu pinți, cu bara. La orizontal, să vorbesc corect, că mă jură bunul acum. Bă, doamne, nu știu ce să faci. Mă ia prosopul, că te văzut la urât, las pe cameră și spun, bă, nespălaților. Primul exercițiu, da? Să mor. Run. Antrenor, sunt eu și prieteni și ha-ha. Bine, mami, bine de tot! Hai, mami, hai! Îl ajutăm! Se vede că ți-are bun joc, pară? Mai Ștefan! Asta am urat călzire! Acum gata cu Caterinca, am făcut 2-3 serii de călzire și acum ne băgăm la treabă, fără Caterinca, fără glume, fără nimic, da? Asta e... Do it! Just do it! Run. Ca să fim repede în sală. Și mai avem putin și încheiem acest exercițiu, primul exercițiu de bază. Mai am două serii, prima de acum să mă ajute pentru că mă doare umărul, nu fac foarte mare greutate. Să venim cu mă ajută și să lucrăm asta pe gât. După aia vă arătăm să facem la exercițiile următoare. Am început cu ăsta, ne-am bazat pe pins, la piept, pe plan orizontal și acum o să vă arătăm ce facem după asta. Așa că stați pe față. Mă mănâncă, hater, mă omor. Mă mănânc, mami. Do it! Just do it! Run. Sunt roșu la față, dar asta e doar așa de decor. Tu mami. Run. Seama că m-a rupt. Ce să mai zic la cameră? Și am terminat primul exercițiu, acum o să trecem la al doilea, piept cu piept. Cu pinț. Pinț cu gantere, înclinat. Au! Înclinat. Au, așa! Al doilea exercițiu, prima serie, da? Pus ochii pe noi, hai, Matei. Faci tu primul? Fac eu, fac. Faci tu? Fac eu. Am început. Do it! Just do it! Run.
Să pregătim pentru a treia serie, mami! Ioan. Da! Tare! Trage tare! Am aruncat ca un țăran, bam! Vezi? Asta ca de că transpir la sală. Nu mai pot, e un al treilea exercițiu pe care o să-l facem. Ai transpirat rău. Rău de toți! Este această mașinărie. Au, ce preț! Ia să vă vedem la ce preț! V-ați prins denumirea? Prima serie. Run! Matei tocmai s-a răzgândit, a zis că face alt aparat. Îmi fac alt aparat. Da, eu te las. De fapt, e frică să facă cu mine, că-l omor. Au. A renunțat, gata. A doua serie. Do it! Just do it! Run. A doua serie. Revenim cu a treia și a patra. Fac ultima direct, că fac patru serie acum. Am ajuns și la ultima serie, sunt transpirat fleașcă, fără chef, dar îmi regăsesc motivația, bam, bam. Sincer, chiar sper să vă placă ceea ce fac și în sensul cum mă și motivez, dar în același timp să vă fac să vă simțiți și bine, să râdeți, să glumim, să... Asta e scopul meu. Nu e scopul neapărat să pută să adun. Hai, bă, faci, trăgeți! Deci, ultima serie. Le-a pus... Sper să pot, să mă fac râs acum în fața voastră. Doare puțin numărul, dar întârce că sunt puternic. Nu știam că e așa greu să și filmezi, să și filmezi la sală, să deși am trebuit să faci la timp, dar mi se pare dificil. Dar îmi place, e o provocare pentru mine. Și cum astăzi o să fac piept, data viitoare să fac picioare și să fac un vlog cum să fac picioare. Și sper să pleacă foarte mult. Mai avem un exercițiu, după facem cardio și un aparat de biceps. Să mă pompești pe weekend. Zic, mă, ce brațe am. Te văd steroizi ea. Asta acum aici. Ați. Am ajuns și la ultima serie. Nu am mai filmat celelalte două, că vă plictiseam, știi pe asta. Direct la ultima, direct showtime. Nu facem puțin biceps și gata. Da, dă-mi ochet. Mama, a fost ca mă, o vadă. Run. Am terminat și pieptul. Acum o să fac doar de pompare, un exercițiu de biceps. Adică să fiu cât mai decent, ok? Sper că ați înțeles ceva, sper că v-a plăcut, sper că o să vă plac în continuare și să vedem ce iese. Primul exercițiu la bici de pompare, au, au! Dacă vă spun ce am mâncat înainte, nu mă credeți! McDonald's! Vezi? McDonald's, dacă mă vezi, scrie! A fost de încălzire. Mai dau 3 serii sau 4 și gata, mă duc să mănânc KFC sau Mac, alegeți voi. Am ajuns și la ultima serie. Cu acest exercițiu o să închei și ziua de azi de vlog. Am cam obosit, nu prea mai am chef de nimic. Dacă vreți, nu știu, așa am și ce mănânc, Mac sau KFC. Eu glumesc, o să mănânc la Norzi, prietenii mei, în api. Și data viitoare și ne auzim cu picioare. Fac puțin, hai să mă vedeți cum fac o ultima. Bă, ultima, cățăranul, pe ultima, că să zică una, fă un comentariu, o, mă, nebunule, că nu vorbești corect. Ăsta sunt.
toate. Au bine de tot. Run. Iar cu peta 1. Cam asta a fost antrenamentul pe ziua de astăzi. Am băgat piept și exercițiul de biceps. Acum am mers să mâncăm, merg cu Matei să mâncăm niște pește. Am glumit cu KFC. Eu sunt cameraman acum. Ești cameraman și instructor și tot ce vrei. Sper că v-ați distrat, sper că v-a plăcut, sper că o să-mi dați subscribe, like și în comentariu să spuneți ce ați vrea să facem pe viitor. Și chiar îmi doresc și sper că v-am motivat. Și cam asta fac eu la antrenament, fac și sală, fac și caterincă, că altfel nu se poate, să le îmbibă toate. Vă doresc mai bine și nu știu dacă o să vă iau cu mine la mâncare sau nu, data viitoare. Mai bine!